pierda mai viața în locuințele lor, în incendii sau intoxicați cu monoxid de carbon din cauza coșurilor de fum înfundate sau improvizate. Odată cu venirea frigului, fiecare coș de fum din locuința ta trebuie să fie verificat și curățat. Apelează la specialiști pentru lucrurile care țin de viață și de moarte. Viața sună la niciun risc. Renunță! Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și EON România. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minim 2 litri de lichide. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 18. Seara, sunt Eliza Mureanu, ascultați Radio Jurnalul pentru început principal la știri de sport. Reducerea cheltuielilor bugetare ar putea fi un efect al măsurilor de combatere a corupției și a evaziunii fiscale, consilie guvernatorul VNR Nicolae Ștefănescu. Guvernul menține prognoza de creștere economică de 2,8% pentru anul 2013, declară ministrul finanțelor publice Ioana Petrescu. Bulgaria se prefigurează un guvern de centru-dreapta condus de premierul Vlad Borisov. Vremea va fi posibilă de această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar în special în vest și centrul, la deal și la munte. Acum la București sunt 7 grade și 759 de milimetri cu un de mercur profund atmosferică.